Pentru mine, ansamblul Zestrea face parte din viața mea. Am alături de mine oameni minunați, instructorii Cârciu Silviu și Rodica Botârcă, colegi și mai minunați, cu care în turnee și în spectacole facem tot posibilul să iasă cât mai bine și să ne și distrăm pe deasupra. Și desigur că depunem și foarte multă muncă. Îți vine așa câteodată să zici la momentul la, cum ziceți, la repetiții? Ai zile în care ziceați mai la repetiții că nu mai am chef? Nu, pentru că tot timpul învățăm lucruri noi și, desigur, experiențe de neuitat. Și la repetiții și în afara lor. Ce crezi tu că e foarte important ca și atitudine într-un ansamblu? Ce ar trebui fiecare dintre dansatori să aibă pentru a fi un bun dansator? Ce calități ar trebui să aibă un dansator? În primul rând, trebuie să asculte de instructor și de sfaturile acestora. Și în al doilea rând, ar trebui să-și dea toată silința pentru a arăta spectacolul cât mai bine. Ținuta scenică cât valorează dintr-o prestație artistică? Foarte mult valorează pentru că le inspirăm oamenilor efortul depus de noi la repetiții și cât de mult ne dorim ca spectacolul să iasă cât mai bine. Suntem cu toții o familie, o a doua familie, ne înțelegem toți foarte bine, nu este niciunul lăsat pe deoparte. Și o altă întrebare, cei de la școală cum vă privesc pe voi? Când ziceți că trebuie să mergem la pregătire sau avem spectacol, cum vă privesc pe voi? Ce zic despre voi? Aceștia zic că avem noroc, că ei nu au parte de așa ceva. Iar profesorii? Profesorii se... ne apreciază, pentru că nu mulți pot să facă ceva ce noi. Pentru mine, ansamblul Zestrea reprezintă tot o a doua familie. Mă simt foarte bine alături de ei. Am învățat multe lucruri împreună. Am depus foarte mult efort alături de profesorii noștri și... Când vă simțiți voi cel mai apreciați? Cel mai apreciați, ne simțim la spectacole, la turnee. Pentru mine, Zestrea înseamnă o grupă foarte importantă, unde am cunoscut foarte mulți oameni și prieteni adevărați. Când vorbim despre dansuri populare și despre atitudinea pe care aveți, și despre program. Cum ar arăta sau cum îți arată ție programul și cum ți-a schimbat ție programul aceste repetiții pe care le faceți? Păi găsesc loc în program pentru repetiții și spectacole pentru că este un lucru foarte important și îmi place să-l practic. Unde te vezi peste 5-10 ani? Sper că mă voi afla tot în acest ansamblu, pe scenă, alături de acești oameni minunați. Pare rău tău, după tu! Pare rău tău, după tu!
Să-ți dau cu picrița!